După 8 ore întregi de chin, timp în care a stat atârnat pe un stâlp de electricitate, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu în stare critică. Medicii l-au transportat la Craiova, unde și-a dat ultima suflare. Pentru că nu are familie, tânărul locuia într-o casă dată ca ajutor social de primăria din localitate. Și plătea ceva sau... Și el lucra pe la diferiți cetățeni, mai mulți cetățeni care îl ajutau, care îi ajuta el sărirea. Deci lucrează și câștige și el existența. Tot autoritățile se vor ocupa și de înmormântarea bărbatului. Corpul neînsuflețit va fi adus cel târziu mâine de la Craiova. Dumneavoastră vă veți ocupa de înmormântare, nu? Primăria. Da, primăria. Noi luăm, asta și o facem. Noi sau și cu ceva persoane alături de noi. Părintele său, tatăl său, Vitreg, va contribui și el la cheltuielile pentru înmormântare? Nu, nu știu nimeni. Conform localnicilor, tânărul ar fi vrut să se sinucidă în urma unei discuții aprinse cu tatăl Vitreg, care, după decesul tânărului, este de negăsit.